Bună ziua, dragii mei, și bun venit din nou la Bucătăria Marocană! Astăzi vom face rețeta strips piept de pui cu tărațe și iaurt la coptor. Este o rețetă pentru dieta Dokan. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 100 de gram tărațe de ovaz sau greu, 3 linguri iaurt, puțin piper, puțin sare, puțin curcuma, 700 de gram piept de pui filiate. Pun iaurt peste carne, după care pun piperul, sarea și curcuma. Apoi, amestecăm toate aceste ingrediente foarte bine și le voi pune la frigider 10 minute. După 10 minute, voi da fiecare filie de carne prin tărețe și îl voi așeza într-o tavă de copt. Tava se introduce în coptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 20 de minute. Pentru un prânz sănătos cu puține calorii, serviți piept de pui alături de o salată verde. Eu vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit și astăzi și vă doresc poftă bună și multă sănătate. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. La revedere!